Președintele AFM anunță că programele Rabla Classic și Rabla Local vor începe pe 19 martie. Bugetul pentru Rabla Classic este de 300 de milioane de lei. Pentru toți cei care sunteți interesați, mai ales pentru unitățile administrative teritoriale, știți că am majorat prima de casare la 120.000 de lei. Dacă doriți să vă achiziționați o mașină pur electrică și nu aveți obligativitatea de a casa o mașină veche, a declarat ministrul mediului în cadrul unei ședințe a Consiliului Județean Dâmbovița. Anterior, ministrul mediului a anunțat un buget record de 1 miliard de lei pentru programul Rabla Plus, prin care pot fi achiziționate mașini electrice și hibride. Valoarea etichetelor Rabla Plus a fost redusă la 5100 de euro de la 11.000 de euro. Pentru achiziționarea unui autovehicul electric hibrid precum și unei motociclete electrice, valoarea ecotichetului va fi de 2.600 de euro. Bugetul programului Rabla Classic a scăzut de la 560 de milioane de lei în anul 2023 la 300 de milioane de lei în anul 2024. Pentru vehicule cu motor cu combustie internă, programul Rabla oferă un tichet în valoare de 7.000 de lei pentru casarea unei mașini vechi, iar pentru casarea a două vehicule uzate, suma se ridică la 10.000 de lei.